bea cafea este un lucru bun, este un lucru care ne ferește de o serie întreagă de boli și reușește să ne îmbunătățească performanța cognitivă de fiecare zi. Cu alte cuvinte, avem chef mai mult de treabă, avem randament mai bun la activitatea noastră de fiecare zi. Un consum moderat de una până la 5 cafele pe zi este considerat în regulă. Atenție să nu depășim 200 de miligrame de cafeină pe zi. Cât de multă cafea beți pe zi? O cană și cam în jur de 400 de grame de cafea pe zi. Dimineața să mă trezesc. Ar vrea să demontez un mit din capul locului, și anume că această băutură crește tensiunea arterială la cifre necontrolabile. Nu este așa. Ea poate să crească cafea o tensiune arterială moderat la cei care nu sunt băutori obișnuiți de cafea, pentru că la cei care consumă în mod cronic cafea, acest efect este mult mai modest sau poate chiar inexistent. Cafeaua preparată prin fierbere, la ibric, datorită conținutului de substanțe uleioase, poate să crească colesterolul rău. 2-3 cafele pe zi, de pe la 20 ceva de ani. Da, nu știu să vă spun, dar sunt niște ani de când beau cafea zilnic. În niciun caz nu face rău din punct de vedere cardiovascular. Crește performanța inimii. Din punct de vedere al altor boli, să vă dau exemplu de pildă al cancerului. Există multe alte substanțe antioxidante care pot să crească, să scadă riscul de cancer. Și mă refer aici la cancerul digestiv, la cancerul de colon, spre exemplu, la cancerul din sfera genitală, și sunt nenumărate date care atestă acest lucru. O ceașcuță, atât, dimineața. Dă energie. Și faptul că îmi place și întotdeauna mi-a plăcut cafeaua. De asemenea, are o acțiune anti-îmbătrânire, pentru că previne expunerea la radicali liberi. Ne ajută în cazul efortului, deci un consum de cafea, o ceașcă de cafea, o jumătate de oră înainte de a merge la sală, ne ajută foarte mult la arderi. Poate unul dintre mituri curent întâlnit este faptul că acea varietate de cafea espresso este mai tare, are mai multă cafeină. Este fals. Are mai puțină cafeină decât o cafea obișnuită. De obicei, de pildă, dacă o cafea obișnuită are undeva între 70 și 140 de miligrame de cafeină, un espresso are până în 50-60 de miligrame de cafeină. Un alt efect benefic pe care îl are cafeaua și este bine cunoscută este reducerea riscului de diabet. Ca toate stimulatoarele cerebrale, creează dependență. Sigur că da. Acționează la nivel de neurotransmițători cerebrali, ca și alte stimulatoare, deci e ca și un drog. Tocmai de aceea, mulți aleg ceaiul în detrimentul cafelei, fără să știe că și această băutură poate avea efecte dăunătoare. Ceaiul negru are o compoziție ușor mai scăzută în cafeină decât cafeaua, dar destul de apropiată. Și ceaiul verde are destulă cafeină. Ceaiul verde are mult mai mult antioxidanți și este foarte bun pentru conținutul în antioxidanți. Oamenii știu că la o cafea bei o ceașcă, ceaiul bei cu cana. Deci ajung tot acolo, tot la aceleași concentrații, la aceleași cantități. Deci este un mit să înlocuiești cafeaua cu ceai. Mai degrabă eu prefer cafeaua.